Deci Rockstar ne-a dat o știre bombă în ultimul articol. Mi se spune că toate serverele din third party, cele de roleplay, trebuie să urmeze policy modurilor de single player. Ce înseamnă asta? S-au zis cu real world brands, adică mașinile reale din joc, s-a zis cu Starbucks-urile, știu eu, clădiri care folosesc numele unui brand. Știți, mai sunt și acele telefoane care au aplicația Instagram, de asemenea commercial exploitation-ul, deci ni se interzice sub orice formă să mai facem bani din aceste servere, nici măcar atât cât să întreținem serverul. De aici o să rezulte că nu o să există oameni care să își facă servere, pentru că nimeni nu o să își mai țină serverul doar ca să se joace alți player. Și pe banii lui și un server care cu cât devine mai popular, cu atât necesită mai mulți bani, o să fie foarte complicat. Putem spune că este începutul sfârșitului serverelor de roleplay. Acum să vedem că cei de la FiveM urmează să ne lămurească în săptămâna următoare cu articolul scris de cei de la Rockstar. E nasol și pentru ei, pentru că tebex ul teoretic reprezintă o micotra micro-transacție, deci nu o să mai aibă ce se caute, iar ei de acolo și la o mare parte din bani pe lângă Patreon, inclusiv Patreon-ul nu o să mai existe, teoretic, pentru că și el a încărca polisiu impus de Rockstar. Așteptăm săptămâna viitoare. Ciao. Ja.